Într-o zi pe Eremia, Domnul Sfânt îl înștiințează. La olar să meargă în casă, ca să vadă cum lucrează. Când s-a dus văzut pe roată, vasul cenul izbutise. Dar curând o altă formă și al vas din el făcuse. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Dacă un vas se curățește, Domnul face vas de cinste. Îl albește, îl sfințește, spre a fi de foloase sfinte. Vasul nu întreabă olarul cum e prelucrat să-i spună. Domnul face vas destoinic pentru o lucrare bună. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. În castele și în palate nu sunt vase doar de aur. Sunt de argint, de lemn, țărână, ce nu-s toate din tezaur. Între buința te-s toate, dar nu în aceleași zile. Sunt de argint, de lemn, țărână, lăudate sau umile. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Tot la fel noi suntem lutul, însă Domnul e olarul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Să lăsăm să prelucreze vasul ca să curgă harul. Slăvit să fie numele în veci.